Bună seara, dragi copii! Bună seara! Din nou vă invit să călătoriți în lumea minunată a basmului. Ispravnicul pocăit, de Petre Ispirescu, partea a doua. Era odată în țara românească un domn drept și cinstit. El obișnuia să asculte păsurile fiecăruia și judecata lui de fiecare dată era una dreaptă. Într-una din zile se înfățișă în fața lui Vodă o jupâneasă și i-a spus acestuia că unicul său fiu s-a făcut ispravnic în oastea măriei sale și că nu o mai bagă în seamă. Vodă s-a mâniat foarte tare și l-a chemat pe acel ispravnic la el și l-a pus de față cu mama sa. Când ispravnicul s-a văzut în fața mamei sale, a rămas înmărmurit și alta nu. Iar Vodă îl întrebă pe ispravnic: cunoști tu, ispravnice, pe femeia aceasta? Ispravnicul, care se făcuse roșu ca un rac fiert, lăsă nasul în jos și cu ochii în pământ răspunse: da, măria ta, o cunosc. Cine este, ispravnice? Este mama mea, măria ta. Păi bine, ispravnice, nu ți-a fost frică de Dumnezeu și rușine de oameni să o gonești de la curtea ta? Au doar te rușinezi de teapa din care ai ieșit? Au doar vei fi zicând că acum ești boier mare și te josorești să-ți hrănești pe muma care te-a născut și te-a crescut până te-a făcut mare, pentru că e o mojică? Și întorcându-se către jupâneasă, mama ispravnicului, care sta zmerită și cu mâinile la piept, o întrebă: ce o sunt de socotești dumneata, jupâneasă, că îi se cade acestui fiu nerecunoscător? Mila măriei tare, Doamne, eu nu cer o sândă, eu doresc să fiu pe lângă fiul meu, în curtea căruia să mănânc și eu o bucată de pâine la bătrânețile mele și să aibă cine mi-închide ochii la ceasul meu cel din urmă. Eu găsesc cu cale să-l dau jos la scară, doi slujitori să-l ție și tu, jupâneasă, să-l bășici cu nuielușa, cum făceai când era el la casa ta și sub ascultarea ta, apoi să umble cu sacaua, cum făcea odinioară, ca să te hrănească. Cât a fost sub ascultarea mea, mărite Doamne, eu am știut să-l mustrez și să-l fac să meargă pe calea cea bună. De când însă a ieșit de sub aripile mele și a intrat sub ocrotirea măriei tale, nu mai este copil să fie mustrat ca un copil. Mai bine să mi se usuce mâinile decât să le ridic asupra lui astăzi, când este bărbat și voinic. Mai bine să muncesc eu pe la unii și pe la alții decât să mai umble el cu sacaua să mă hrănească. Nu m-o lăsa pe mine Dumnezeu, el să se veselească în bunurile cu care l-ai cinstit, măria ta, după vrednicia lui, eu îmi voi târgăi zilele ce mi-au mai rămas cum voi putea și fie mila Domnului și a măriei tale peste noi amândoi. Se înduioși Vodă până într-atât încât se zăriră în ochii lui două lăcrimioare pe care Vodă le ținea ca să nu piștească afară. Atunci ispravnicul cel vinovat îngenunche dinaintea lui Vodă și zise: greșit am fost, Doamne, înaintea măriei tale și înaintea mamei mele. Iertați-mă, vă rog, cu lacrimi fierbinți. N-am știut să prețuiesc ce fel de mamă am avut. Acum văd și eu ce mamă dornică și cu minte am. Mumă ce-ar fi vrednică să aibă fiu pe un boier mare, iar nu pe un nemernic ca mine. Mă făgăduiesc, măriei
Maria ta, să iau pe mama mea lângă mine și să o țin numai în palme și în leagăn de mătase, cum se zice, câte zile va avea ea și câtă mila Măriei tale le va revărsa asupra-ne, să o cinstesc ca pe o mamă bună și să nu ies din cuvântul ei. Iertare, Maria ta! Maria sa vodă, dragii mei, nu-și mai putu ține lacrimile și ștergându-se la ochi cu o năframă mai albă decât fulgul, zise: așa să fie cum ai zis tu, ispravnice, sărută mâna mamei tale și să-ți ții cuvântul precum ți-a fost vrednicia în oștire și atunci nu te voi scăpa din vedere cât voi fi eu domn. Și așa se făcu, dragii mei, căci porunca lui vodă era pravilă pe vremea aceea. Dar aminte azi, câți nemernici nu s-or fi găsind, care după ce că părinții lor se sting cheltuindu-se și îngrijesc de dânsii ca să-i procopsească, apoi când ajung și ei ceva, le întorc spatele, îi părăsesc și îi lasă pieritori de foame, tocmai când sunt copleșiți de povara bătrâneților. Dar iată, dragii mei, că și de această dată vodă a făcut o judecată dreaptă, ispravnicul a luat-o pe mama sa în stăpânirea lui și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Noapte bună, copii!